Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Educația și dezvoltarea socio-emoțională a copiilor noștri. O campanie nouă pe site-ul editurii Herald, foarte multe titluri din colecția Parentaj, dar și din alte colecții, precum Psihopractica sau Psihoterapia, care au legătură cu subiectul nostru, vorbind despre educație, le puteți găsi pe site-ul editurii Herald. Astăzi vă facem o recomandare de carte. Este vorba despre copiii sunt de neprețuit, soluții practice pentru cultivarea responsabilității și a disciplinei interioare de Barbara Coloroso. Carte publicată în colecția Parentaj, așa cum vă spuneam, este în campania Educația și dezvoltarea socioemoțională a copiilor. Alături de noi este Ancuța Bontaș, profesor de biologie. Bineînțeles că ne-am gândit, din punct de vedere, aș spune eu, interdisciplinar, ne-am gândit ca pe lângă psihologi, psihoterapeuți, să venim și cu cadre didactice, cu profesori, pentru că discutăm despre viața socio-emoțională a copiilor noștri, discutăm despre cât de importantă este interacțiunea pentru copii, interacțiunea socială după, iată, foarte multe luni de izolare în care această interacțiune cu colegii de clasă sau cu prietenii a cam lipsit. Printr-o abordare sinceră și practică, Barbara Coloroso pune la dispoziția părinților instrumentele necesare pentru a le putea oferi copiilor darul disciplinei interioare. Copiii sunt de neprețuit, dăruiește părinților tehnici de soluționare a conflictelor, într-o manieră lipsită de violență, dar în același timp asumată și plină de responsabilizare. Începem discuția noastră de la importanța interacțiunii sociale pentru copii și nu numai pentru copii, pentru că noi, înainte de a începe intervenția noastră, chiar discutam despre faptul că e important pentru copil interacțiunea directă cu colegii, dar și cu cadrul didactic, cu profesorul, și chiar și pentru profesor, pentru cadrul didactic, este iarăși foarte importantă interacțiunea față în față, cu contactul fizic cu elevul. Varianta online fiind o variantă, să spunem, poate mai puțin agreată și de către părinți, și de către profesori. Nu știm exact punctul de vedere al copiilor, al elevilor, dar trebuie să găsim, de fapt, varianta de echilibru, pentru că, ca părinți, eu știu, cadre didactice, ne dorim pentru copiii noștri siguranță, ne dorim acea protecție din punct de vedere medical și sanitar, să nu-i expunem. Asta este un lucru foarte, foarte clar. Pe de altă parte, varianta online are și foarte multe minusuri față de varianta offline. Mai este vehiculată o variantă hibrid, alții vorbesc și de varianta homeschooling. Iată, un început de an cu extrem de multe provocări și aș spune un început de an unde provocarea este mare, faptul că este fără precedent. Este poate pentru prima dată când ne confruntăm cu o astfel de situație la începutul unui an școlar. Să sperăm că va fi ultima dată, dar după cum evoluează lucrurile, s-ar putea să devină ceva obișnuit, s-ar putea să trebuiască să investim foarte mult în educația sanitară, educația pentru igienă și să învățăm cum să trăim cu astfel de riscuri. Da, este un an școlar cu foarte multe provocări. Nimeni nu știe care este cea mai bună opțiune. Nu cred că cineva știe care este opțiunea perfectă. Nici nu cred că există opțiune perfectă, pentru că, așa cum spuneai și tu, există riscuri și de o parte și de alta, există beneficii și există dezavantaje și de o parte și de cealaltă. Eu pot să spun din punctul de vedere al profesorului că interacțiunea cu elevul este neprețuită. Te ajută să vezi dacă într-adevăr ai predat pe înțelesul lui, trebuie să-i vezi fețișoara, să vezi cum reacționează la ceea ce i-ai spus. Va fi dificil să predai și cu masca pe față. Ai nevoie de această interacțiune. Școala nu înseamnă doar dictare de informație. Căci dacă era doar dictare de informație, până acum am criticat stilul ăsta, doar frontal. Dictare de informație, profesorul pus acolo și să dicteze. Nu asta este cea mai bună metodă.
Sunt anumite lecții care trebuie, care este nevoie să fie predate astfel, dar marea majoritate a lecțiilor au nevoie de interacțiune. Și predarea frontală are nevoie de interacțiune. Trebuie să vezi dacă acel copil a înțeles. Îi citești imediat nelămurirea pe față. Va fi chiar o provocare. Și una este să-l ai în față și să-i vezi, să vezi cum reacționează, și alta este să ai în același timp și copiii în sală și pe un ecran copiii de acasă și să fie atent la toți. Eu, sincer, mă îndoiesc că acest lucru este posibil. Va fi o foarte mare provocare pentru profesor să faci lucrul acesta. O să pierzi foarte, foarte mult timp din oră doar fiind atent la copii. Pe de o parte. Pe de altă parte, copilul are nevoie să te întrebe ceva. Da? În timpul predării. Căci, hai să zicem, 10, 15, 20 de minute de predare continuă sunt foarte, foarte mult. Copilul are nevoie să te întrebe ceva. Cum faci lucrul ăsta? Cum sortezi? Cum ai copilul în clasă care vrea să te întrebe? Ai copilul de acasă care simte nevoia să-i lămurești ceva? Va fi foarte provocator. Au nevoie copiii, sau hai să mai degrabă resimt lipsa interacțiunii sociale ca o nevoie. Ca o nevoie socio-emoțională în această perioadă. Faptul că, nu știu, mă gândesc că stând izolați, mă rog, mai mult sau mai puțin izolați, eu totuși o formă de izolare atâta timp cât nu pot merge în comunitate. Mă refer școala ca comunitate, ca un grup, să spunem, social. Faptul că în ultimele luni au fost nevoiți să stea mai mult în casă, temele la fel, acum, eu știu, pe perioada vacanței există, să spunem, o perioadă mai laxă, așa, un pic mai lejeră, dar mă gândesc că totuși interacțiunea cu prietenii, cu colegii, le lipsește foarte mult. Și asta cumva dăunează, am mai avut niște discuții pe zona aceasta a autismului virtual. Faptul că rămân în casă, își creează o realitate virtuală prin jocuri, prin gadgeturi, prin tabletă, prin telefon, prin laptop, prin televizor. Și cumva ei se deconectează de la lumea reală, de la lumea, mă gândesc la noi, de la lumea copilăriei. Da, așa este. Cu cât este mai mic, cu atât are nevoie de mai multă interacțiune cu ceilalți, copilul. Poate că atunci, și noi adulții avem nevoie de interacțiune, pentru că suntem animale sociale, suntem ființe sociale. Cu cât este mai mic, copilul are nevoie de interacțiune și răspuns din partea familiei, din partea colegilor, din partea prietenilor. Grupul ăla de prieteni pe care și-l face la școală este extrem de important pentru el. Părerea lor contează și orice părinte de adolescent știe că la un moment dat părerea lor contează mai mult decât părerea părintelui. Este foarte, foarte importantă. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, după cum spuneam, școala nu este doar un loc în care te duci să-ți iei un noi an de cunoștințe, da? Un volum de informație. Este un loc în care copilul învață să socializeze, grădinița, școala, descoperă cum poate să reacționeze în anumite situații, situații mai plăcute, situații mai puțin plăcute. Dacă stă în fața calculatorului, n-are cum să descoperă lucrul acesta. Ecranul este o barieră. Dacă vă uitați pe comentariile de pe site-urile de socializare, unele dintre ele sunt de-a dreptul răutăcioase. Lucruri pe care nu le-ai spune dacă ai fi față în față și ai privi în ochii celuilalt. Nu ai spune lucrul acesta. Și nu e vorba doar de comentariile adulților, și copiii se dezlănțuie acolo. Te uimește câteodată. Dar este cât se poate de normal atâta vreme cât este această barieră. Tu nu vezi, de fapt, cu cine vorbești. Da? Sau nu vezi reacția celuilalt. Interacțiunea în sine este ruptă. Interacțiunea care ține de feedback-ul imediat. Este ruptă. Acolo ai feedback imediat, n-ai feedback imediat. Și un lucru foarte important este, cu cât ești mai mic,
cu atât interacțiunea este foarte importantă. Cu cât crești, poți să te ți-ai format deja oarecum o realitate, ți-ai format un știi cam cum reacționează ceilalți și atunci poți să reziști la un grad mai mare de izolare. Dacă când ești copil, gradul ăsta de izolare își pune mult mai multă amprentă asupra personalității tale. Pentru că este o personalitate în formare. Este, cum spuneai, o realitate virtuală, iar în momentul în care vei da nas în nas cu realitatea, cu lumea reală, în care oamenii nu reacționează așa ca online, vei avea un șoc. Ok, nu înțeleg ce se întâmplă, că în online, pe net, ziceai altceva și acum... Sunt foarte multe situații de genul acesta. Copiii își scriu pe net, unde, ți-am zis, bariera asta există și atunci n-ai răspunsul imediat. Și după aceea, când se întâlnesc față în față, ia mai zi, dar știi, mă, ce ai zis pe net? Mai ții minte ce ai spus pe net acolo? Nu mai ții minte. Sau mult se eschivează, știi? Pentru că față în față, interacțiunea este altfel. Și niciodată calculatorul nu o să poată să înlocuiască acest lucru. Nu va putea. Că vorbeai despre acele răutăți, să spunem, în mediul online, rețele de socializare pe care mai stau unii copii. Vreau să te întreb părerea despre partea aceasta de, hai să o numim, de fapt este și termen consacrat, cyberbullying. Faptul că în spatele sau sub protecția ecranului, da, spui anumite lucruri și ne ducem în zona asta de, da, pot să o numesc hărțuire, că până la urmă asta înseamnă bullying, hărțuire, care există și în mediul online, nu doar în clasicul mediu offline de la școală. Faptul că sunt, apropo de realitate virtuală, sunt anumiți copii care, cum spuneai tu, emit tot felul de răutăți, tot felul de mesaje, probabil la adresa altor copii. Și asta înseamnă și, aș spune eu, un soi de lipsă de discernământ, de a discerne între ceea ce e corect, ceea ce nu e corect, ceea ce trebuie spus, ce nu trebuie spus, ce e bine, ce e rău. Pentru că internetul îți oferă acest delay, această întârziere a răspunsului. Lucrurile pe care le poți face în realitate, nu le poți face pe internet. Conversațiile pe care le poți avea față în față, nu le poți avea întotdeauna pe internet. Da, sunt da. Pun într-adevăr ce au pe tot ce au și în gușă și în căpușă. Exact. Sau sunt oameni care fie răutăcioși sau pot să fie așa, în stilul ăsta, ca de pe internet. Și în lumea reală, dar când e vorba de copii, este o încercare, știi, băi, pot să fiu așa, nu pot să fiu așa, hai să fiu un pic, poate sunt supărat și reacționez așa, ce fac, cum? Ok, sunt supărat și reacționez așa, da? Reacționez violent, spun ceva ce nu-mi convine, după aia văd cum a reacționat celălalt că l-am rănit și atunci stau și mă gândesc un pic, lucrul ăsta este inexistent pe internet, da? Există bullying în școală, într-adevăr, nu poți să negi lucrul acesta și este o problemă reală a cărei soluționare, să știi că încă nu există. Sunt tot felul de soluții care țin de situația concretă. Nu există o soluție minunată. Există bullying. Și există o grămadă de studii, află un alt bullying care l-a învățat să fie așa, că este de fapt o refulare. Ok, dar și asta nu scuză activitatea. Activitatea de acțiunea de bullying, de a fi un bătăuș sau un răutăcios așa și a face rău cuiva, nu e ok și trebuie oprită. Este mult mai ușor cyberbullying-ul, ai mult mai multe unelte la dispoziție și mult mai mult curaj să faci lucrul acesta. Și în realitate, știi, noi încă trebuie să găsim soluțiile potrivite pentru că lumea evoluează și pentru fiecare problemă care apare, trebuie să găsești soluția potrivită. Nu este o soluție perfectă. Este
Chestia asta nu este tipică doar copiilor, să știi, și adulții pot să facă. Este nevoie, părerea mea este că este nevoie și de o educație în acest sens. În sensul de a face copiii să înțeleagă că există niște pericole online. Că, știi, apar, pe lângă acela care este încearcă să, care vorbește urât, care trimite imagini urâte sau, eu știu, pe lângă acela, sunt o grămadă de alte persoane care sunt afectate de asta. Poate că nu doar una singură, poate că sunt mai multe afectate de asta. Sunt, chiar citeam un articol zilele trecute despre imagini obscene trimise de copii de copii destul de mititei, trimise pe telefoane. Aici intervine, e nevoie de o, cum să zic, de o conștientizare sau de o educație în sensul ăsta și pentru părinți și pentru copii. Pentru că părintele, părerea mea este că părintele trebuie să aibă un control asupra ceea ce face copilul pe telefon sau pe internet. Este responsabilitatea părintelui, cel puțin până la o vârstă de 16, 17, 18 ani. Hai să zicem 16 ani, hai să zicem măcar 14 ani, când copilul primește buletin și este semi-responsabil pentru ceea ce face. Părintele trebuie să aibă control. Nu zic că e ușor, dar este responsabilitatea părintelui. Părintele este o parte extrem de importantă din ecuație. Nu-l poți scoate din ecuație. Ai scos părintele din ecuație, ai un copil care are probleme și pe care, problemele pe care școala și profesorii și psihologii de la școală nu le pot rezolva. Nu ai cum. Este o parte lipsă din sufletelul copilului pe care nu are cum nimeni să o aducă acolo. Copilul poate să învețe să trăiască cu ea și să fie o parte integrantă în societate, să se integreze frumos în societate, sau poate niciodată să nu accepte acest gol sau această lipsă și să fie mereu o problemă pentru el și pentru societate. Deci, poate să apară și chestia asta cu cyberbullying-ul. Este un lucru cât se poate de real. De multe ori este coroborat și cu ce se întâmplă la școală. Știi? Te-ai supărat pe cineva și asta ține tot de modul în care înveți să interacționezi. Este cât se poate de normal copiii să facă tot felul de greșeli și adulții greșesc. Este foarte important cum corectezi acele greșeli, cum reacționezi la o situație de genul acesta. Poți să zici, de exemplu, te-ai supărat pe cineva la școală, că se întâmplă lucrurile acestea. Copiii astăzi se supără, mâine se împacă. Exact. Au o lume a lor în care trăiesc, o realitate a lor pe care adulții, să știi, cu greu o înțeleg. Pentru că copiii, de exemplu, copiii nu țin supărare. Adulții țin supărare, copiii de cele mai multe ori nu țin supărare. Ține să astăzi se ceartă, mâine se împacă. Există și situații în care te-ai certat cu cineva și vrei să te răzbuni, găsești o modalitate să te răzbuni, știi? Și cyberbullying-ul este o formă de răzbunare. Toate astea este nevoie a fi modelate. Nu sancționate neapărat. Cel puțin nu prima dată, dar trebuie să înțeleagă care este responsabilitatea, ce se întâmplă cu celălalt care a primit informația, care a primit răutatea respectivă. Este dificil. Sunt foarte mulți copii care chiar au probleme sau sunt foarte multe familii în care chiar există un risc real în situația îmbolnăvirii cu acest nou virus. Și este normal să ai teama ca părinte de a-ți duce copilul la școală într-un mediu în care nu cred că există școală perfect controlat. Exact. Nu cred că există vreo școală din lumea asta în care poți să ai perfect igienă și sunt copii. Da. Uitați-vă cum stă acasă, sunt copii. Nu o să poată să-și țină tot timpul masca pe figură. N-au cum. Da.
Dragii noștri, am vorbit astăzi despre importanța interacțiunii sociale, despre viața socială a copiilor noștri în cadrul acestei campanii frumoase cu cărți din colecția Parentaj. Este vorba despre educația și dezvoltarea socio-emoțională a copiilor noștri. V-am făcut și o recomandare de carte. Copiii sunt de neprețuit, soluții practice pentru cultivarea responsabilității și a disciplinei interioare, de Barbara Coloroso, carte publicată în colecția Parentaj a editurii Herald și carte care face parte din campania Educația și dezvoltarea socio-emoțională a copiilor noștri. A fost alături de noi Ancuța Bontaș, profesor de biologie, care a venit cu informații foarte prețioase. Și din perspectiva profesorului, a cadrului didactic, pentru că pe lângă psihologi și psihoterapeuți sau pe lângă invitații noștri care sunt și părinți cu copii, având copii la școală, iată cât de importantă este și părerea sau punctul de vedere al unui profesor, al unui cadru didactic. Noi vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere!